Două duminici consecutive, comunitatea din Comuna Cordun va fi în sărbătoare. Consiliul Local din localitate a aprobat organizarea în două dintre cele trei comunități ale localității a Zilelor Comunei Cordun. Programul de bază al manifestărilor va fi susținut de nume sonore ale folclorului autohton românesc. În scurta perioadă de la alegeri și până acum la ora actuală am organizat atât în satul Cordun prima ediție a sărbătorii cu denumirea Zilele Comunei Cordun, la care vor participa invitați precum Celina Gherghelaș, Liliana Savin, Irina Loghin, Ștefan Ienășel Romașcanu, Ana Lescu. De asemenea, la această sărbătoare vom avea și un foc de artificii. Pentru data de 21, la Pildești ne-am organizat pentru data de 15 august, pentru Hramul Satului Pildești. După cum știți și dumneavoastră, după cum știu eu și toți, foarte mulți dintre telespectatorii dumneavoastră, în data de 15 august la Pildești se sărbătorește Hramul Satului și acolo, ca în oricare an, ne-am pregătit și acolo un spectacol cultural, la care vor participa Ana Desco, Celina Gherghelaș, Liliana Savin, Cornelia Ciopanu, Irina Loghin, Ana Lescu și Ștefan Ienășel Romașcanu. De asemenea, și la Pildești vom avea și un foc de artificii. În satul Cordun, sărbătoarea va avea un program și va începe la orele 18 până la orele 22. În satul Pildești, sărbătoarea va începe la ora 16 și se va termina tot la ora 22 cu focul de artificii. Cele două manifestări vor fi organizate în 15 august la Cordun și în 21 august la Pildești. Plata artiștilor va fi asigurată din fondurile aprobate de către Consiliul Local, care se ridică la 90.000 de lei. La Pildești, așa cum am spus, se desfășoară în data de 15 august, iar la Cordun în data de 21 august. Cine a asigurat finanțarea acestor manifestări? Finanțarea acestor manifestări a fost asigurată de către Consiliul Local Cordun. Și la ce sumă se ridică? Suma pentru ambele manifestări se ridică la 90.000 de lei. După evoluția artiștilor invitați, fiecare sărbătoare din cele două localități ale comunei se va încheia târziu în noapte, evident, cu câte un foc de artificii.